Exercițiu. Numere întregi. Evaluarea națională 2016, varianta 3 de rezervă, subiectul 1, exercițiul 3. Suma numerelor întregi din intervalul minus 1 închis, 2 deschis, este egală cu rezolvare. Desenăm axa numerelor întregi. Pe axă punem, bineînțeles, și numere negative și numere pozitive. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. Și identificăm pe această axă numerele din intervalul minus 1, 2. Ce observăm? Observăm că intervalul este închis la stânga, adică începem cu minus 1 și deschis la dreapta, adică ne oprim fără să luăm pe 2. Mai desenăm o dată axa, punem și numerele. Ați observat că am pus numerele în jurul intervalului dat de exercițiu. Astfel, numerele întregi din intervalul minus 1, 2, închis stânga, deschis dreapta, sunt minus 1, 0 și 1. Suma lor este minus 1 plus 0 plus 1 egal 0. Răspuns 0.